Polițiștii sunt în alertă după ce o armă de vânătoare cu 40 de cartușe a fost furată din casa unui sibian. Omul angajase 4 romi să-i repare scocurile. Intrușii au observat fișetul în care se aflau banii și arma de vânătoare. I-au distras bărbatului atenția, iar 2 dintre ei au smuls cutia metalică de pe perete și au fugit. Polițiștii îi caută acum atât în Sibiu cât și în județele limitrofe. Bătrânul în vârstă de 84 de ani povestește că unul dintre romi s-a oferit să-i repare scocurile. A fost de acord și l-a lăsat să intre în curte. În acel moment au dat buzna peste sibian încă 2 bărbați și o femeie. După ce au făcut câteva lipituri, i-au cerut 200 de lei. Bătrânul s-a dus în casă și a luat banii din cutia metalică în care știnea arma de vânătoare. Dar el nu a fost când am luat murmuri și el dracu, o vin să faci, o vin în casă, că să faci să cutea la câți bani să-ți dau, face. Că pe lipituri, câte lipituri, ce lipituri vă zic câte. Nu știu ce ai făcut, zic câte. Și ești, mă, ești afară, că le plecam afară. Bătrânul povestește că în acel moment romii au cerut niște cuie pentru a mai repara ceva la scocuri. N-ați știut că va fura pușca, nu v-ați dat seama că va fura pușca. După ce facem, eu fără să facem, mă, și la tine cu dulap alb. Că m-am să în casă, în bucătărie acolo, rupte, scoate de acolo, scoate pușca afară, rupte diplurile de acolo. Vecinii au văzut pe romi, însă nu le-au atras atenția. O sta cât o stat în curte, o ieșit afară. O era o țigancă și 2 țigani. Și stătea, se uita la deal, la vale, la deal, la vale, și după aia am văzut că o ieșit cu o valiză în mână. Am înțeles că l-au furat pe vecinul, i-au luat cutia, în cutia respectivă am înțeles de la dumnealui, de la vecinul, că a fost arma de vânătoare, 40 de gloanțe, bani și niște acte. Când a văzut că îi lipsește cutia cu arma, bătrânul a anunțat poliția. Autorii, angajați de către victimă pentru a-i repara scocurile imobilului, au profitat de neatenția acestuia și au sustras din interiorul locuinței un fișet în care, pe lângă bani și alte documente ce aparțineau părții vătămate, au sustras și o armă de vânătoare. Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că autorii se deplasează cu un autoturism marca Audi, un model vechi de culoare gri și cu numere de înmatriculare de Ungaria. Romii sunt căutați acum de poliție atât în Sibiu, cât și în județele limitrofe Mureș, Alba și Vâlcea. Facem un apel către cetățenii care identifică această mașină sau care ne poate oferi informații cu privire la acești bărbați să apeleze 112, apel gratuit sau cea mai apropiată unitate de poliție.